Da, da, deja a citit-o și să-i dau altceva acum. Asta ai citit-o cu basmele românilor? Nu. Vrei să o iei și asta? Da. Mai bine? Videți la bibliotecă? Duminica. Duminica. Îți place să citești? Da. Am o carte mai groasă, de la și care e cea mai frumoasă poveste pe care ai citit-o? Este o poveste. Aleodor împărat a fost frumoasă. Ce e frumoasă povestea? Și mai era una trăistuță fermecată. Și-o cunoști de mult pe doamna? Da. Da? Cine este? Poți să ne povestești? Doamna Tâina. Da? Și ce face ea aici? Ia povestește-ne. Ce e aici? Mai e de cărți, puzzle-uri, de să jucăm. Și cum ai? Ne uităm pe acolo, de la lucruri vechi. Tu ai acasă lucruri vechi? Care? Da. Nu? Și cum o numești pe doamna? Cum îi spui? Doamna bibliotecar. Și ai mai venit și cu alți copii aici? Da. Frații tăi sau? Am venit cu surioara mea. Și pentru Crăciun pregătiți ceva? Învățăm niște colini. Da? Și unde o să mergeți cu colini? Exact aici. Da? Și din de acasă? Și din iad. Atunci de Crăciun din iadă? Unde le cântăm? Nu știu. La biserică? Nu, mergem cu părfiți. Da. Unde mergi? La biserică. Și mai unde? Da. Pe la oamenii cărora le plac tradițiile, nu? Da. Îți mulțumim frumos. Cum te numești? Focaliu Teodor. Cum? Să-ți notez. Focaliu Teodor. Focaliu? Focaliu.